Salut, camarazi! Astăzi, când vă filmez, e marți 29 iunie, Sfântul Petre și Paul, de ziua mea de nume, să zic așa. Vă mulțumesc frumos la toți care mi-ați urat de bine și la cei câțiva care mi-ați trimis un bănuț să mă ajutați la chirie și la mâncare. Vă rămân îndatorat și încerc să vă satisfac curiozitățile și plăcerile cu povești frumoase, fascinante. Hai că astăzi vă spun o poveste de bon ton, cum se zice pe franțuzește, cu tinerețea mea, o parte din tinerețea mea, femeile care le-am cunoscut. Știți cum e, viața când ești tânăr e mult mai ușoară, e mult mai lejer, să zic așa, o iei mai pe picior, așa, ca pe o minge. Înainte de să plec, să fug din țară, mă cuplasem întâmplător, am cunoscut o doctoriță de la Viena, știi, pe Margareta Weiss o chema, nu știu dacă era evrei, că mă rog, Weiss înseamnă alb în germană. Așa, era până iarnă, nu mai țin minte, dufusese cu tremurul ăla din 77, deci până iarnă eram într-un autobuz care mergea de pe la Romană spre Unirii, știi, și în fața mea o cucoană la vreo 36-37, așa, obișnuit, așa, cam construit așa, mai masiv, așa, nu mi-am dat seama că poate să fie străină. I-am făcut cu ochiul, nu știu ce, ea a coborât vis-a-vis de Intercontinental, unde e și acum stația. Am coborât și eu după ea, lugu-lugu, mi-am dat seama că e străină, că vorbea românește bine, dar avea un accent. Zic, sunteți străină? Ce da, sunt austriacă. Zic, păi ce faceți în România? Cum de vorbiți? Lugu-lugu, știi cum e. Eu aveam 27, ea avea 37 sau 38, da, 38 avea. Și așa ne-am cunoscut, am mers nici el cu ea, am invitat-o la o cafea, gargara obișnuită, știi? Așa, a rămas așa, salut, salut, nu știu ce. După aia mi-a explicat că ea era reprezentanta unei firme engleze, Brown Boveri, și venea în fiecare lună la București pentru afacerile firmei, era reprezentanta firmei pe România. Femeia avea două doctorate, unul la Viena, unul în Italia, și până la urmă ne-am cuplat, știi, ea era, cum să zice, fată bătrână, bine, era femeie, dar nu fusese măritată niciodată, avea o soră, avea pe maică, s-a vedea pe ea la Viena, se cuplase cu un bărbat, ăsta normal, ca toți bărbații, o mințise că e celibatar, nu știu ce, dar avea nevastă cu doi băieți, știi? Ăsta era diplomat austriac și tot o întreba, să îi spunea să vină cu el până Coreea de Sud, până Mexico, unde îl trimitea diplomația austriacă, dar nu putea să-l lase pe maică să ducă după el până lume, știi? Așa, după aia aflase că e însurat și are doi copii, era amanta lui, știi? Avea o garsonieră împreună acolo și la Viena, când, nu știu, la un moment dat când am trecut eu pe la Viena, am stat vreo două luni în garsoniera aia. Așa, deci ne cuplasem acolo și ea, tot așa, de ziua mea sau nu mai țin minte ce sărbătoare era, mi-a adus niște blugi, primii mei blugi, care n-au pusesem blugi în viața mea, știi că erau foarte scumpi pe vremea lui Ceaușescu, era vreo 1100 de lei o pereche de blugi, se găsea rar, cu pile, cu nu știu ce, deci era salariul unui muncitor, salariul tăticul săracul, era o pereche de blugi. Ne-am cuplat amans, nu știu ce, eu la 27, ea la vreo 37, 38. Așa. Deci a fost bine, după aia ne-am mai văzut mai târziu când am trecut pe la Viena, după aia, după ce am fugit din țară, prima escală unde am stat acolo și cu Phoenix și am stat două luni cu ei, după ce s-au bătut, s-au certat, s-au despărțit, m-am dus la Hamburg și am stat cu Sergiu Ioniță, care stă și acum pe la Baba Novac. Am stat amândoi la vreo două luni la niște evrei de la București care ne-au ținut pe acolo și la ei, pe mâncare, pe cazare, pe nu știu ce, că eram pe stradă pur și simplu. Gagica la unul din ei, al lui Andrei, Andreea o chema pe Gagică, era studentă la o academie de pictură și prin ea ne-am făcut intrarea ca model acolo și la Academia de Pictură.
la Academia de Pictură munceam așa, pentru că el avea dreptul să muncească ca student, avea o carte de muncă așa, fără poză, fără nimic, numai cu datele lui, și eu mi se pare că aveam un an sau doi, era mai bătrân ca el, deci se potrivea și scria acolo Andrei Schwarz, născut în București, deci se potrivea, că nu vorbeam nici germana, așa câteva cuvinte. M-am băgat acolo la Academie. La Academie pozam nud, bineînțeles, și aveam grijă tot timpul să-mi fac reclamă, nu? Așa. După aia, în Academie, cât am stat acolo și la Hamburg, eu aveam, înainte să plec din România, corespondasem cu femeia care am copilul la Londra, știi? Ea avusese o prietenă de scrisori de pe la Timișoara, aia dintr-un motiv sau altul n-a mai răspuns și și-a căutat, nu știu cum, le trimiteam niște plicuri prin străinătate cu niște aviatori, le dăteau aia pe la ziare și băga acolo numele meu, adresa mea și m-a găsit întâmplător pe acolo. Am corespondat, când am ajuns la Hamburg, i-am scris și a venit și ea la Hamburg după mine, probabil că s-a îndrăgostit. Ea avea 20 de ani, el aveam 27. Bine, eram copii amândoi, ea era fată mare, eu eram flăcă. Bine, eu mai trecusem prin paturi, dar ea era inocentă. A venit acolo și a stat vreo 2 luni, atunci a rămas și gravidă, s-a apropiat Crăciunul, ea cum fusese toată viața cu părinții de Crăciun, i s-a făcut dor și domnule, hai că mă duc să fac și eu Crăciunul cu părinții mei, după aia mă întorc, s-a dus și dus a fost, dar mă rog, asta e soarta omului, știi? Oricum, asta e tinerețea, ale tinereții valuri. După aia, într-o zi, cum eu ședeam la Academia aia ca model, erau și profesori și profesoare acolo și ea de grafică, de pictură, mă duceam și la cursuri serale, că îmi trebuia bani, știi, n-aveam bani, deci aia era singura modalitate de a trăi, că și așa le ședeam la evreia pe buzunar, știi, de vreo 2 luni, până la urmă am fost nevoit să mă mut, nu se mai putea și nici nu era o chestie de durată, îi deranjeam, ei erau amândoi frați cu 2 femei, știi, și 2 femei acolo, ei și cu noi, eu cu Sergi, eram 6 inși în același apartament, știi, deci era cam mult. Trebuie să mă mut și într-o zi, când se terminau cele 45 de minute ale orei de pictură, se făcea 15-20 de minute pauză. Și în Academia de Pictură de la Hamburg, una dintre ele, că erau mai multe, coborau elevii jos în cantina acolo, așa, la cofetăria aia, să bea o cafea, să mănânce o prăjitură, nu știu ce. Și la un moment dat, eu să mă duc și eu acolo și aș jos spre cantina aia să beau o cafea, când dau nas, chiar era o ușă de aia care se închidea, se deschidea, erau din două părți, dau nas în nas cu o profesoară, știam că e profesoară la vreo 42, cu ochelari așa, cu dioptrii mai mari, blondă, cu ochii albaștri, subțirică așa, decentă, zic așa. Eu, ca emigrant, eram înfometat, vă dați seama, când ești emigrant și nu vorbești nici limba bine, deja limba e o barieră, înțelegeți? După aia am început să învăț, volens, nolens, că altfel nu poți să faci contact dacă nu vorbești limba, știi? Când am ajuns să trec pe ușa aia batantă să cobor la cantină, dau nas în nas cu doamna Eva Maria Valas, profesoară de grafică, bărbatul avocat, bărbatul ei trăia cu prietena ei cea mai bună, știi? Deci nu mai atingea, înțelegeți? Și femeia era o femeie senzuală, am întâlnit puține în viața mea senzuală, adică cărora le plac, știi? Așa, majoritatea stau acolo, dar de-astea care simt sunt puține, așa, și la bărbați e aceeași treabă. Și dau nas în nas cu ea, am tras ușa așa, am ținut ușa să treacă, mi-a mulțumit Danke schön în germană, mulțumesc frumos, bitte, bitte, vă rog, știi? Și după aia, ora următoare, eu eram model la altă clasă. Văd că vine și vorbește ceva cu profesorul care unde eram eu și mi-am dat seama, știi? Și mi-am dat seama că femeia căuta și un bărbat în pat și așa era, știi? În pauza aia altă îmi spune profesorul, zice, duceți-vă la doamna Valas, care are nevoie de un model, știi, că așa își pasau profesorii modelele și la Amsterdam, și la Paris, și la Bruxelles, și la Hamburg. Mă duc la ea, o salut în germană, nu știu ce, îmi spune că are nevoie de un model, ce credeți? Clasa ei, vreo 30 de persoane, erau numai fete. Ea era profesoară și cu 30 de fete.
M-a dus, bineînțeles că nu derea, nu, că femeia vrea să mă vadă. Am făcut în reclamă, vrea să mă vadă deja, știi? Am avut grijă să îmi fac reclamă mai ca lumea. M-am prins că la când iei poziția la pictură, stai câte 3 sferturi de oră imobil în aceea, n-ai voie să te miști. Bine, îți mai amorțește o mână, un picior, dar asta e oboseala meserie, dacă vrei să mănânci o pâinică. În pauză, când s-a făcut pauză, ele velei imediat și-au luat catrafusele, au coborât la cantină acolo și-a. Eu am observat că eu până mi-am tras eu pantaloni, un maieu pe mine, pantofii, rămăsese singură ea la catedră și mi-am dat seama. M-am dus acolo, ce faceți, nu știu ce, lugu-lugu, deja am intrat la subiect. Am luat-o de mână, am văzut că nu reacționează, am îngheiat-o pe mână, după aia am pupat-o, zic gata, hai că e pe bune, ne-am luat șoșonii îmblăniți, știi? Așa. Și așa a fost. Mi-a dat o întâlnire. La un anumit punct era pe iarnă, era cam răcoare. Am făcut-o, avea un Volkswagen de la broască, știți, de alea micuțe așa. Am făcut-o în mașină, știi, cum spune englezii, quickie, știi? Dar mă rog, femeia era înfometată, era ca o văduvă, știi? Era stătut, așa că a mers. După aia, la câtva timp am vorbit eu cu un student de acolo, de la școala aia, care avea o cameră de închiriat și mi-a închiriat o cameră. Era cam departe de centru, dar asta e, nu aveam ce să fac. M-am dus și mi-am luat acolo și-a cămăruța aia cu chirie. Ăla se ducea la facultate, avea gagică, nu știu ce, era mai mult singur pe acolo până apartament. Și venea la mine, cam de două ori pe săptămână, venea la mine. Și ne iubeam în dragi, cum să zice, știi, eu la 27, ea la 42, știi, și probabil că nu mai atinsese bărbatul de ani de zile. Deci a fost o perioadă frumoasă, după aia v-am zis, mai târziu m-am mutat la fiica unui fost general nazist și cu aia dăteam și chirie, dar eram și amant. După aia m-am cărat că nu prea mai mergea treaba. Și prietenul meu, Alexandru, care mă cazase acolo și așa și m-a scăpat în iarna aia, că a fost o iarnă grea cu vreo 4 metri la Hamburg, vreo 4 metri de zăpadă, se mutase la Düsseldorf, știi? Și m-am dus și eu la Düsseldorf, am stat cu el vreo 8 luni acolo și sora lui era cuplată cu un milionar german și el avea vreo 3 case și spălam scările pe acolo, pe la casele alea 3 și mă lăsa să stau pe gratis într-un apartament, într-o garsonieră așa, dar era mișto la etajul întâi, liniștit, aveam un hol comun cu o gagică, dar nu era deranjant, știi? Și acolo și am cunoscut-o pe Martina, o blondă cu ochii albaștri, cu ochelari așa, o fetiță așa, era studentă, nu știu la ce facultate, pe la Düsseldorf. Am trăit o perioadă cu ea, după aia, cum v-am zis, Alexandru și cu un sas de la Brașov m-au băgat în portbagajul unei mașini și m-au dus la Amsterdam, în Olanda, unde am trăit și acolo și vreo câțiva ani. Acolo am avut celebra poveste de dragoste cu Johanna, cu Hani, care era și bisexuală, puțin mai complicat, dar totuși ne-am înțeles, chiar dacă situația era mai delicată. După aia mi s-a întâmplat o chestie care mi s-a întâmplat doar o dată în viață, știi? Veneam de la Academia de Pictură, eram obosit, nu știu ce, ploua cu bășici și la o intersecție am dat nas în nas cu o gagică, știi? Și mi-am dat seama imediat că e parașută și așa era. Ce faci, nu știu ce, în engleză? Ce bine, ce mergi pe la mine, zice, ai că merg. Zic cât? Zice 20 de gulden, știi? Nu erau bani mulți, știi? Dar bine, era munca mea pe vreo oră, știi? Zic, asta e, ce să-i faci? Munca trebuie plătită. Am luat-o acasă și n-am uitat-o nici acum. Era cea mai strâmtă din lume, știi? Deci, fericirea pe pământ, nu mai mă săturam. După aia i-am zis, bă, stai până la ziua și îți mai dau 20 de gulden. Și așa ploua afară și a stat până la ziua. Dar n-am uitat-o nici acum, a fost superbă. Și tot la Amsterdam mi s-a mai întâmplat o chestie, că fiind emigrant, cam greu cu femeile, n-ai bani, chiar dacă ești frumos, să culcă o dată de două ori cu tine, după aia îți dă papucii. Eu nu eram așa frumos, eram un bărbat obișnuit, mai mă duceam și eu pe la fetițe, știi? La un moment dat în cartierul Luminilor Roșii, care acum mi se pare că se desfințează sau se mută, trec pe acolo, o blondă superbă, la vreun 1,77 m, ochii albaștri, părul lung,
formele cum trebuia, Dumnezeu o făcuse perfectă. Era nevasta peștelui, a patronului, știi? Lugul, lugul, nu știu ce, cât, nu știu, numai ce, 15-20 de gulden, de florin, știi, că atunci erau guldenii și florinii. I-am dat 20, m-am dus cu ea, bă, nene, femeia nu se mai sătura, știi, acum nu știu, bărbatul ăla mai dătea și pe la altele, dar femeia era foarte caldă, știi, deci nici pe asta n-am uitat-o, că așa e în mintea bărbatului, bărbatul anumite femei nu le mai uită, ori pe prima, cum n-am uitat-o nici eu pe prima, ori ce unele care au fost excepții în viața lui, nici acum n-am uitat-o pe blonda asta care nu se mai sătura și era caldă ce n-am văzut. După aia tot cu viața mea de hoinar așa cu rusacul în spate, am coborât o perioadă, un an de zile am stat la Bruxelles, după aia am coborât în nordul Franței, am vrut să trec în Anglia, m-am întors înapoi că mi-am dat seama că nu pot. Și am stat vreo 7 luni la Lille, la Lille acolo și am cunoscut tot așa, o blondă cu ochii albaștri. Era franțuzoică, dar arăta ca o nemțoaică sau o flamandă. Am stat și cu aia vreo 7 luni aia, își agăța studenții pe la cantina studențească, știi că avea vreo 40 cu bătaie, era cam plinuță, năptuță și plinuță, știi? Și bărbatul fusese avocat plin de bani, divorțase, avea tot ce-i trebuia, bărbatul îi lipsea, știi? Și m-am cuplat cu ea, adică ea m-a agățat pe mine de fapt, ea m-a abordat, ce faci, nu știu ce, uite, cumpără asta, ia mâncarea asta că e bună, logo, vrăjeală să mă agațe, știi? Ea și asta peste 40 și eu aveam vreo 30, mi se pare. Și m-am dus la ea, trai neneacă, vorba lui Caragiale, femeia făcea de toate, n-avea taburi, am trăit o perioadă acolo și cu ea. După aia am coborât și la Paris. La Paris am dat o finlandeză care era măritată cu un arhitect francez. Femeia avea timp mult să plictisea, știi? Arhitectul muncea, că la Paris viața e scumpă, și ea să plictisea. Și am agățat-o la un centru de la cultural scandinav, danez, finlandez, suedez și norvegian, că ăștia făceau împreună din cauza costurilor. I-am făcut cu ochiul și așa am agățat-o, că în Finlanda nu se face cu ochiul la femei, știi? Dar întotdeauna când mă duceam cu ea la hotel, trebuia să bage 200 de vodcă, că altfel nu mergea nimic, știi? Așa era programată, 200 de vodcă, după aia dragostea. Asta e. După aia, mai târziu, am coborât în sudul Franței, am trăit cu Ivet, o gagică care divorțase, cu 2 copii, mai aveam când făceam contrabandă cu sârbii pe acolo și din Andorra spre Serbia, spre Milano, în drum spre Serbia, spre Iugoslavia, mai dăteam și pe aia. După aia când am coborât la Roma până 83, mi se pare, am trăit o perioadă și acolo și eram, nu vorbeam italiană decât câteva cuvinte, până am învățat, nu știu ce, am găsit-o pe doamna Laura, o divorțată de un fost ofițer de aviație italiană, aviația militară, cu 3 copii, fata cea mare era drogată, vai de lume, știi? Așa, am trăit o perioadă cu doamna Laura, doamna Laura era și ea un pic bisexuală, știi? Să mai pupase cu o nemțoaică, nu știu ce, dar n-a ajunsese până la capăt, știi? Așa, după aia, când am terminat cu doamna Laura, am dat de Graziella. Graziella e ceea ce se numește în italiană Citela. Citela e fată bătrână pe italienește. Bine, era femeie, dar n-a avusese niciodată bărbat, că în Italia familia e sfântă, știi, bărbatul, femeia și copiii. Deci ea trăia cu părinții, aveau ca toți italienii o casă la țară, vara părinții ei pleca la țară și mă duceam cu ea în garsoniera aia acolo. Era cam la vreun 1,70 m și foarte planturoasă, așa, sânii foarte mari, bine făcut, așa, îi dăduse Dumnezeu de toate și era foarte senzuală. Nu prea putea să miște ea așa mult, dar mă mișcam eu, știi, că ea avea greutate. Și după aia, sâmbăta, duminica, ne duceam la plaja de la Roma, la Ostia, că Roma nu are plaje fiind înăuntru, mergeam, nu știu, vreo 25 de kilometri cu trenulețul. Și de acolo mai mergeam câțiva kilometri cu autobuzul și ne așezam acolo, nu era lume multă, era așa lumea răspirată, era lejer.
Da? Întotdeauna când ne duceam la plajă, venea cu două sacoșe pline de mâncare, că femeia italiancă are ceva care îmi place. Eu nu prea am văzut așa de mult la noi, sau poate era pe stil vechi. Vrea să totdeauna să-i facă plăcerile bărbatului și în pat și în viață, și dacă vede că se mai uită după o blondă, să face că n-a văzut, știi, e discretă femeia, nu e săchiitoare ca englezoacele, de exemplu. Și când mă duceam la Ostia cu ea acolo, căra două sacoșe, le căra ea, nu mă lăsa să le căr, eu le căra ea două sacoșe cu struguri, cu șnițele, cu vin, cu bere, cu de toate, știi, tot ce trebuie omului care stă o zi la plajă, știi? Și după aia, când de la soarele ăla mă încălzeam și ne băgam printre dune de nisip și acolo ne iubeam. Odată adică ne iubeam și am văzut că trece unul și una pe dreapta noastră la vreo 15 metri. Ăia ne-au văzut și ei, dar ea nu văzut, se-a lăsat așa. Dar trebuia să avem grijă să nu intre nisip în instalație, știi, că dacă ne iubeam pe nisip era mai problematic, trebuia să avem grijă să nu ne intre nisip în instalație. Deci, camarazi, v-am spus așa în mare cum mă descurcam eu cu femeile, nu era întotdeauna ușor, uneori era și la plesneală, deci viața de emigrant, mănânci o pâine amară între străinii, nu prea se uită femeile la tine, n-ai nici bani, deci nu e întotdeauna plăcut, mă rog, trebuie să o iei de la zero și e greu până îți faci acolo și iau un cheag. Dar, mă rog, asta a fost cu bune și rele, nu pot să zic dacă trag linia, zic că așa a fost destinul meu, cum e destinul oricărui om. În principiu am 70 de ani, sunt sănătos, ăsta e cel mai important, creierul lucrează, deci nu-mi trebuie bogății, nu nimic, decât să-mi achizi și o chiria și mâncarea, altceva nu prea-mi trebuie. Deci, camarazi, v-am spus niște aventuri din tinerețe. Sper că v-au plăcut, rămâneți aproape, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem umăr la umăr precum catarii. Pa, camarazi!